liniște fără muncitorii ăștia. Nu mă bucă de nimeni. Nu mă trântește nimeni nimic, nu mai sparge nimeni nimic. Da. Nu știu de ce eu astăzi n-am venit. Nu ce pare. Mi-au găurit toată casa. Da. Cred că știi de ce n-am venit. Ori n-au avut material. Ori le-am dat prea mult material. Dar eu cred că nu-i de joacă, nu? Adică mai bine să mă opresc. Să știi că nu e ușor, adică eu fac așa și nu sunt întâlnit. Cred că trebuie să mai apes. A, uite, uite, uite acum. A, da! Uite ce găurică fac! Gata! Oh! Nu știu, trebuie să mă opresc. Aici era, da? Ok. Da. Cablul ăsta e... Am schimbat pe cablul ce din casă. Ci că e foarte bine. Da, e foarte bine. Dar uite-te puțin cum arată. Uite. Aici eu am vrut să renunț la spoturile astea. După aia m-am răzgândit. Nu vrei să știi ce față au făcut. Da, ce se face? Nu renovezi casa. Mereu. Poate la ceva timp. Nu prea știi. Vrei și hotărât. Înțelegi? Culoarea asta e foarte frumoasă, nu? Place. Atmosfera asta să facem și o ședință foto, nu? Cine o să mai reconstituie o atmosferă atât de autentică a unui remont, cum s-ar spune în limba rusă? Doamne, cum a târnat toate astea! Asta e să vedem ce se întâmplă și în partea de sus. Nu e ok să stai în casă când se renovează, nu e ok. E groaznic. Iar eu chiar stau în casă cu absolut toată atmosfera. Te întinzi? E foarte aia. Oh, cum a ajuns asta aici? Aoleo, nu pot să cred. Păi eu unde făceam? Dom'le, nu pot să spun ce făceam. A luat pentru varenichi. Cum Dumnezeule a ajuns aici? Nu pot să cred. Asta era misăcica pentru a luat pentru varenichi. Păi asta nu mai e bun.
Maria! Poți să cred. El funcționa perfect. Vezi cum este chiozia. Zgomotul ăsta de la calorifer nu e ok. Nu trebuie să fac așa zgomot calorifer. Nu e normal. Poate plesni treaba asta. Să vezi-o. Poate mai mult. Eni. Știi că treaba asta nu e ușoară, se șlefuiește. L-am mai surprins pe domnul Dobnar. Șlefuiește așa, în ritmul lui, încet, cu drag, baide cu pensulica. Nu e așa oricare treaba asta. Dar îmi place foarte mult cum iese. Ușa asta, culoarea ei este superbă. Luni de zile o să dureze treaba asta. Să mă mut. Am zis să fac renovare, dar să mă mut. Am răzgândit, de par. Am zis, hai să fiu aici. Să simt. De asta. Ce nu este un coșmar. Să nu faci așa ceva. Dacă vreodată vrei să-ți renovezi casa, niciodată să nu rămâi în ea.